2:35 am pornit un nou vlog, prieteni, spate astăzi, iar ce este astăzi? Miercuri. Miercuri facem spate, după care mergem la birou. Astăzi este o zi, în principiu, plină de filmare. Facem, ar trebui să facem din asta pe acoperiș, numai că sunt 5 grade afară. Eu, în momentul în care m-am apucat cu proiectul pe acoperiș, erau așa vreo 20 de grade și am zis, păi, de acum cred că a venit primăvară. După care a venit iarna iar. Toată săptămâna trecută a plouat și a fost foarte urât și foarte frig cu vânt cu din astea, nu am putut filma acolo. Astăzi nu mai găsesc loc de parcare. Și săptămâna asta, teoretic, astăzi ar trebui să fie cel mai bine. Și astăzi, deocamdată, până acum sunt 5 grade, da. Mai vede, poate. Dar de ce nu am loc de parcare? Deci, aparent, oamenii sunt motivați în dimineața asta. Bun. Trebuie să ne mai luăm de mâncare, trebuie să mai facem niște lucruri, continuăm, dar ne apucăm de antrenament. Antrenamentul de astăzi, spate, simplu, ne-am întors un pic la variantele clasice. Durează acest antrenament 35-40 de minute. După acest antrenament am făcut un pic de cardio. Este un antrenament în zona de 8-10 repetări, ne-am axat mult pe partea de ramat, foarte mult pentru grosimea spatelui, pentru densitatea spatelui și de asta este important să mai schimbăm antrenamentele, pentru că unele nu te poți axa pe toate chestiile într-un singur antrenament. Adică nu poți face mai mult spre, de exemplu, pentru lățire, mai mult spre densitate, mai mult spre epuizare dacă te duci în zona aia de antrenament intens cu, să zicem, drop seturi, super seturi și așa mai departe. Fiecare antrenament cumva are rolul lui și de asta este bine să trecem prin mai multe zone de antrenament. Și antrenamentul de astăzi a început așa. A început cu ramat cu bara. Simplu, mișcare controlată, nu foarte, o greutate nu foarte mare, dar totuși 8-10 repetări, 4-5 seturi. De fapt, nu, aici am făcut 5 seturi de lucru. Seturi de lucru înseamnă că am urcat greutatea, am făcut cu bara vreo 2-3 seturi, după care am pus un disc de 10, iarăși 2-3 seturi, după care am intrat în seturile de lucru și acolo am făcut 5. Aici, la acest exercițiu, spatele drept, bineînțeles, abdomenul încordat, mișcarea controlată și încercați să trageți din coate, nu din brațe, ca tot spatele să se contracte. După care am mers la următorul exercițiu, ramat, tot ramat, la scripete de data aceasta cu priza apropiată. Intră într-un unghi diferit, într-un mod diferit, pentru că tensiunea este diferită și unghiul tensiunii este unul diferit față de bară, ca să nu mai zic că priza este apropiată, dar principiile sunt aceleași. Pieptul tot în față, brațele tot vin, să zicem, mișcarea tot este inițiată din coate, mâinile sunt folosite ca niște cârlige, încercați să nu strângeți foarte tare de acea bară, pieptul în față, abdomenul încordat. Aici tot așa 8-10 repetări, 4 seturi de lucru de data aceasta. După asta, totuși, am făcut și un exercițiu de tracțiune. Am făcut tracțiune la helcometru, priză tot neutră de data aceasta, tot neutră. Lucrează foarte bine partea de mijloc a spatelui. Lucrează și marele dorsal, bineînțeles, dar și partea de mijloc a spatelui, care reprezintă practic partea de jos a trapezului. Dacă vă uitați, trapezul pleacă practic de sus, de la gât, și ajunge până în partea de jos a spatelui. Și acest exercițiu lucrează foarte bine. Trapezul mi se pare în momentul în care, cel puțin, să zicem, partea de jos a trapezului, când este dezvoltat, arată foarte bine, pentru că pare un spate mult mai masiv în momentul în care ai trapezul, în special partea de mijloc, dezvoltată. După asta am făcut și un ramat individual la scripete de data aceasta, de fapt la aparat care are scripeți. Ce este plăcut la acel aparat este faptul că mânerul se mișcă și tu poți pleca, de exemplu, cu pronație și să întorci mâna, încât să simți mai bine contracția. De exemplu, dacă veți face acest exercițiu, să încercați să trageți așa drept, simțiți spatele într-un fel. Dacă se întoarce un pic în supinație și vii cu cotul mai în spate, contracția este una mult mai puternică. Asta este plăcut la acel aparat. De regulă, eu nu prea prefer foarte multe aparate, aș merge mai mult pe greutăți libere, dar la un moment dat unele aparate au niște chestii care îți schimbă contracția și parcă simți exercițiul mai bine. Deci tot timpul eu sunt, să zicem, un 70%, 60-70% greutăți libere sau aparate foarte simple, la modul un scripete și atât, și 30% aparate ceva mai complexe, pentru că mare parte am observat că corpul răspunde mai bine la greutăți libere. Cu toate că poate contracția este tot contracție, tot faci 4 seturi, tot așa, răspunsul este unul mai bun în momentul în care faci cu greutăți libere. Și de altfel, ți se și pare mai greu. Dacă comparăm un împins la piept la aparat, să zicem, sau un acest ramat
la aparat cu un ramat, cu gantera din acela clasic în care ridici o gantere de 40, mult mai obositor ar fi să ridici acea gantere. Și am încheiat acest antrenament cu hiperextensii, dar ușor diferite, în sensul în care am făcut un mic, să zicem, o mică aplecare jos, o mică extensie jos. Vedeți că mă aplec, mă las de două ori jos încât să se extindă foarte bine coloana și apoi mă ridic. Mai mult, a fost un exercițiu care a inclus, să zicem, antrenamentul lombarului, să ne lucrăm mușchii lombari, dar în același timp să ne și decompresăm un pic coloana și să ne relaxăm aceste discuri. Pentru că aceea a fost o parte de stretching, acea parte de jos, și prinde foarte bine. Credeți-mă, vă veți simți un pic spatele așa revigorat. Ce este important, nu folosiți greutate. Dacă nu stați cu spatele perfect drept la astfel de exerciții, la acest exercițiu în special, nu folosiți greutate. Dacă vreți să adăugați greutate la exercițiul ăsta, atunci spatele perfect drept și mișcarea este cu spatele drept. Dacă nu folosiți greutate, puteți și arcui spatele încât să aveți și această formă de stretching și se practic decompresează un pic coloana și se așează la loc. Deci prinde foarte bine, făcut în ambele feluri, dar trebuie să înțelegeți diferența. Nu vă apucați să țineți o gantere de 20 de kg și să faci cu spatele curbat. După care am încheiat, după cum am zis, cu 20 de minute de mers pe bandă din poziție înclinată și am mers mai departe și ne-am văzut de zi. Deci, de la Crăciun, am rămas cu niște tot felul de jucării din astea. Deci asta este o brichetă de jucărie în care pui apă și faci așa și stropești oamenii. Deci v-am zis că de Crăciun am cumpărat un sac de jucării în glumă pentru colegii de la birou și ne-am jucat cu o grămadă de chestii. Adică s-au aruncat cu lucruri, avem săgeți din astea tot birou, că am tras cu pistolul unii în alții. Jucărioare din astea, am mai avut ăsta, era un pix. La un moment dat, dar bineînțeles că n-a rezistat mult, ăsta era un fel de răhățel așa în capul unui pix din astea. Astăzi este o zi tot plină, avem de rezolvat niște clienți, ca și mese. Am avut așa, deci nu v-am arătat, dar am mâncat deja prima masă, care a fost masa mea clasică, adică niște carne, cremă de brânză, rondele de orez, avocado. Un fel de avocado toast, dar varianta mai de birou, așa, cu rondele de orez, nu cu toast. Dar pe acolo. După care am o salată de la Mega, vă arăt când o mănânc, am o salată și îmi voi face un dressing de iaurt. O salată care este foarte simplă, practic niște piept de pui, este o salată low carb, piept de pui, salată, un pic de brânză și atât. Și după cum am zis, ca să nu fie totul foarte sec, voi pune un iaurt cu niște condimente și fac așa ca un dressing, am luat un iaurt grecesc cu 2%. Și pe lângă asta mai am shake-ul pe care îl voi bea când, un pic mai târziu. Și voi vorbi atunci, mai facem un pic de vlog atunci când beau și shake-ul și un baton proteic din acela iBar clasic. Și shake-ul pentru mine are două funcții, să spun așa. Odată vine imediat după antrenament sau două utilizări. Odată vine imediat după antrenament când nu mi este foarte foame și beau un shake și mi-am alimentat corpul imediat după antrenament. Cu două cupe, adică asta înseamnă 50 de grame de concentrat proteic, care are undeva în jur de 40 și ceva de grame de proteină, practic, imediat după antrenament, sau dacă mi este foarte foame, aleg să mănânc imediat după antrenament și după asta shake-ul să-l iau în timpul zilei ca și gustare. Nu-l las pe seară, pentru că știu că dacă ajung acasă, după aia parcă nu mai vine să mai beau shake-uri și așa mai departe. Și cam toată nutriția mea este la birou, undeva îmi mai las o masă foarte light seara, în cazul în care simt că mi este foame oarecum în ziua respectivă. Veți vedea că pe parcursul unei perioade de slăbire veți avea zile în care te simți mai flămând, zile în care nu ți este foame deloc. În momentul în care te simți mai flămând, este bine să-ți mai lași și de o gustare cumva pe seară, pentru că s-ar putea să te rupă foame. În momentul în care nu este niciun fel de problemă, poți să-ți termini mesele și mai devreme, pentru că nu va fi niciun fel de problemă. Bun, și acum ne continuăm treaba. Bun, este ora... Cine știe ce s-a fi întâmplat cu scaunul ăsta? Da. Este ora, cât este, că am rămas și fără baterie la ceas, 4:20. 4:20, mănânc salata asta și vreau să-i pun un pic de iaurt. Teoretic, aș fi vrut să-i fac un fel de dressing cu niște ierburi mediteraneene, cu poate un pic de ceapă verde sau castravete, să fi făcut ca un tzatziki așa, dar n-am mai făcut, așa că mergem clasic. Deci în această chestie am așa, niște, un pic de mozzarella, brânză telemea, piept de pui și salată. Nimic. Deci este practic doar grăsimi și cu proteine. Și acum adaug și un pic de iaurt așa ca să nu fie foarte sec.
Dacă tot este aur grecesc cu 2%, după cum v-am zis. V-am zis că alimentația mea s-a schimbat foarte, foarte mult în ultima vreme, în sensul în care o lungă perioadă de timp mâncam pentru gust și îmi făceam rețete complicate și așa mai departe. Acum, sincer, după atâția ani, nu mai contează. Acum am stat în continuu, practic, să, după ce am terminat, am mai avut niște apeluri și am rezolvat foarte mulți clienți. După ce am făcut asta, m-am apucat de verifica blogul, pentru că am mai studiat eu și așa mai departe pe partea asta de site, ce ar fi eficient să facem pe site-ul fitnessnation.ro, și am observat că blogul nostru este foarte mare, dar în același timp foarte ineficient făcut. Și asta a fost greșeala mea, pentru că am lăsat pe altcineva să se ocupe de blog. De fapt, două persoane au fost responsabile de blog. Eu cumva m-am concentrat pe altceva, fiind oarecum ignorant. Și din cauza asta, acum am trezit cu o mare de articole făcute prost. Nu prost ca și informații, nu vreau să mă înțelegeți greșit. Prost ca și subiecte alese, ca și cum au făcut referințe, pentru că nu s-au făcut referințe către serviciile noastre, de exemplu. Nu s-au făcut foarte multe articole care ar fi fost utile, s-au făcut multe articole inutile. Titlurile au fost puse într-un mod super neatractiv, încât părea totul foarte plictisitor. Articolele unele erau prea lungi, cum ar veni, inutil. Chestii genul ăsta. Și noi, ca să vă faceți o idee, avem pe site 550 de articole. Cred că am șters eu 200 sau 150 acum. Și acum trebuie să mă apuc eu să stau să le rescriu, să le revăd, să le reanalizez pe toate, și asta facem acum, curățenie pe blog. Chiar nu-i rău. Mergeau niște ierburi. Deci puteți face chestia asta, mai ales dacă aveți Mega sau de undeva, vă faceți o sălățică și cu un iaurt grecesc le-a pus niște condimente, niște ierburi mediteraneene, poate un pic de usturoi, un pic de piper, eu mi-am pus numai sare, numai atât mai aveam la birou. Dar da, trebuie să ne organizăm și pe partea de condimente. Și shake-ul va rămâne pe seara atunci. Cu toate că am zis că nu-mi place să-mi luau shake-ul seara, parcă acum mi-era foame și nu am vrut să mănânc doar shake-ul. Am zis că nu mai car asta înapoi acasă. Și acasă am proteine, așa că nu mai trebuie să mai car nimic. Da, și cam asta am făcut. Am stat cu nasul în site și am verificat toate articolele, aproape toate. Mai sunt pe la pagina 20 din 55. Am ajuns. Și trebuie reorganizat blogul. Apropo, veți intra probabil pe blogul fitness-nation.ro și veți găsi lucruri mult mai utile de data asta sau mult mai organizate. Și am filmat și niște shorturi din astea, video-uri scurte pentru Instagram, TikTok și așa mai departe.